La această sărbătoare este ziua, cum s-a spus, a etniei maghiare, a maghiarilor din toată țara, este 15 martie. Noi am început la ora 17. Probabil că sărbătoarea s-a terminat mai devreme. Nu, dar și... eu am mânare de zăpadă. Da, și acum ne sărbătorim între noi. Ce înseamnă prezența dumneavoastră aici? Pentru mine este egal iubirea pentru artă. Spunea un mare prieten de-al meu, preot vicar și conducătorul capelanatului militar, preoții militari, în, cum să spun, detașament în cadrul Ministerului de Interne, înființat după Revoluție, spunea că fericirea prin artă este un dar de la Dumnezeu, iar căutarea ei poate fi o formă de rugăciune. Mi se pare o expresie plenară a acestei frumuseți care este arta, sub toate formele. Artă plastică, muzică, poezie, dans. Vreau să traduc pentru mine prezența celor doi prieteni aici. Este sacrificiu. Este prinosul sau darul suprem pe care poți să-l faci unui prieten, de a veni și de a-l sprijini într-o astfel de împrejurare. Nu pot decât să le mulțumesc, să rămân cu credința că nu merit chiar tot ce ați spus aici despre mine și îmi amintesc o poezie a lui Nichita Stănescu, care se numește Pușca și care sună cam așa. Pușca are trei părți, partea de sus, partea de mijloc, partea de jos. Partea de sus a puștii are trei părți, partea de sus, partea de mijloc, partea de sus a părții de sus a puștii are și se duce așa până la sfârșit. De ce vă spun acest poet? Că în acest poem asta îmi sugerează această pușcă a acestor trei prezențe aici, în care ne împușcăm cu complimente, ne vindecăm cu cuvinte frumoase și ne îmbunătățim, ne bucurăm. E o pușcă fagot. E o pușcă fagot, spune Danul Pescu. Acum să-mi permite să vorbesc și eu despre prietenii mei de aici. Cine este, de fapt, romul sturban? Vedeți, este un munte de om. Inima lui este pe măsură. Este un echilibru perfect. Dar ceea ce nu se știe este firea profund romantică a acestui om. Este de o bunătate infinită și de o capacitate de a se dărui nesfârșită. Din acest motiv, este și foarte pretențios cu prietenii săi. Dacă nu îi răspund, absolut asemănător. Și este permanent atent la vorbele pe care le primește înapoi. Într-o convorbire oricât de obișnuită, oricât de banală, într-un telefon, dintr-o dată devine suspicios. Nu mă mai iubești? Ce ai vrut să spui? Ce se întâmplă cu tine? Ce, te-am supărat cu ceva? Și așa mai departe. Este un om care scrie absolut minunat, care duce în spate alături de Dan Lupescu și probabil de mulți alții pe care nu îi știu, această revistă minunată de cultură europeană, unde nota bene aici spune undeva că nu se primesc în această revistă articole politice și nici atitudini politice de niciun fel, exclusiv de cultură. Dan Lupescu, mare poet, mare scriitor, n-am terminat cu Romul Sturbadă, care mi-a luat un interviu aici și când m-a solicitat, eu nu dădusem astfel de probe și am făcut o convenție. Dânsul zice, poți să te întreb ce vreau eu? Zic, bineînțeles, dar și tu să scrii exact ce răspund eu la și întrebări și răspunsuri și am îngropit această carte care a apărut secvențial în diverse numere consecutive ale Lamurei timp de 2 ani de zile. La sfârșit
opinia celor care au citit și a celor care ne-au putut comunica impresiile a fost că trebuie alcătuit o carte. Ne-am întâlnit împreună, Dan Lupescu a dat și titlul, că ar fi cel mai bun de la Enescu la Concordia. E un titlu de interviuri care au apărut în această carte, care a luat premiul Uniunii Ziariștilor Profesioniști, domnul Turbatu, fiind premiantul al acelui an pentru interviu al Uniunii Ziariștilor Profesioniști. Îl felicit, de atunci domnia s-a mai scris între două sau trei cărți, diverse și multiple articole pe diverse teme și naște la trei luni cu greu, cu trudă și cu sacrificiu această carte, această lamură care nu se vinde, care e cât o carte, pe care dacă o răsfoiți în acest număr către sfârșit sunt 5 sau 6 sau 7 hărți ale acestui teritoriu din perioada antică până astăzi. Deci este o referire la istorie pe care nu o fac academicienii noștri, din păcate, nu o susțin și nu o relevă. Noi nu ne știm pe unde trăim, cine am fost, cum am fost. Iată dovezi, iată cum arată. Astea sunt mai târziu, dar să le vedeți că cele antice și, de fapt, acolo e degetul așa, sus, aici e calea, dar sunt și dinainte. Și de după aceea, această carte o fac împreună, domnul Dan Lupescu fiind directorul fondator al revistii, domnul Ghiremi, care lipsește, din păcate, fiind de asemenea coautorul și producătorul acestei reviste, să-mi dați voie să vă spun încă să vă trădez un lucru. Domnul Dan Lupescu, muncind pentru noi și pentru alții, nu și-a terminat cartea pentru Gaudeamus, care se numește absolut super, Timpul Sacru din Icoane. Și a venit cu o cărticică pe care mi-a dăruit-o mie, din care și eu am să-mi permit să citesc câte ceva, subliniind încă o dată, nu și-a terminat lucrul său pentru a ieși în lume și a terminat revista, a făcut prezentarea pentru mine, bineînțeles, citind și privind la această, cum a spus, voluminoasă carte. Voluminoasă. Zic voluminoasă. Așa. Și pe care o să am plăcerea să vă dăruiesc la sfârșit, mărturisindu-vă cu toată jena și cerându-vă iertare, că n-am făcut decât câteva exemplare pentru Biblioteca Națională, în felul acesta, și pentru biblioteca de aici, unde las două exemplare, celelalte volume sunt cu alt chip, cu altă copertă, arată altfel, dar conținutul este același și la sfârșitul acestei întâmplări îmi va face mare onoare să vă pot dărui această carte. Să-mi dați voie să vă citesc de aici, din Timpul Sacru din Icoane. Titlul mi se pare superb, cartea arată absolut, uitați, icoanele și toată cartea este o capodoperă din toate punctele de vedere și grafic și ca ilustrație. Mai târziu domnia sa are poeme lângă icoane, scurte poeme, dar să vă citesc începutul. Calea, adevărul și viața le căutăm din totdeauna, traversând absință și viscol. Vaduri vijelioase de râuri sălbatice, pajiști inversite și coloane domoare. Pieptici loc cu asalt piscurile munților, care ai din Dumnezeu sunt munții, nu ai noștri, cum ne încredința un cioban subțirel din masivul Făgărașului, transparent ca o filă de Biblie. Ne asumăm urcușuri epuizante, urmate deseori de rostogoliri neașteptate spre piciorul muntelui, pentru a relua iar și iar cu temeritate sisifică lupta cu Lucifer, lupta cu păcatul adamic. Trimis al Domnului pe pământ.
Țăranul român, fiu al luminii, a avut resursele lăuntrice, echilibrul și scăpărarea minții, înțelepciunea senină și rafinamentul armonic de a hălădui, niciodată încrâncenat, ci cu seninătate melodică, pe via dolorosă a Golgota, de la cuvântul Logos la filozofie, de la credință și iubire, spirit și spiritualitate, până la arta de a-L mulțumi statornic lui Dumnezeu. Anticipând teozofia celor de care nu auzise niciodată, a celor care, în făptură, nici nu se iviseră pe lume, Paracelsus, Goethe, Van Helmut, Steiner, și au fost astfel create civilizația lemnului, a caucelor, doinițelor, lingurilor, albilor pentru pâine sau pentru legănat copii, civilizația lutului, ceramică de cututeni cu melnița, hârcea, cârna, fădastra, curezul, civilizația borangicului, maramele străvezii ca vălurile viselor revisate încă, civilizația lânii, civilizația pivelor și a morilor de apă. Și așa mai departe. Este o carte, eu nu vă citesc decât din introducere, o carte plină de capodopere, plină de spirit, plină de lumină și plină de credință. Credința nefiind neapărat o tânguire în fața lui Dumnezeu, o cerșire de iertări și de iertare ale păcatelor și mai ales bătutul cu fruntea de pământ. Credința fiind purtată în noi permanent și când stăm drepți și când lăcrimăm pe dinăuntru și când ne bucurăm pe din afară. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt îndrăbit să vă spun o singură poezie care este un portret al lui Nichita Stănescu, prietenul nostru și mare nostru poet. E primul portret apărut în literatura română despre Nichita pentru marii critici. Nu-l cunoscuseră, nu-l așteptară, era prea critic pentru ei. Și am descoperit târziu, la mulți ani după ce scrisesem acest poem, pe care l-am scris cam trans, așa, nu pot să-mi explic nici eu de ce, l-am privit, îl priveam pe Nichita atunci, care era tânăr, de-abia debutase, îl priveam din viitor. Și vorbeam de el, subțire, e portret să-l numești, subțire ca o frunză de papură și înalt, la ochii albaștri, avea 18 ani. O zi de cumpănă și o lună răsucind pe asfalt umbra căzuților din cormorani. La umărul dăltuit în 4 volume avea 30 de ani lucrători, când lacrima privirii cădea peste lume, amestec de soare și de nori. Era suav, ca un sunet de flaut, rătăcit în uimire păgână. Îmi caut sufletul, zicea. Îl caut. Și îi zburau nedumeririle din mână. Vreau să spun că Nichita avea atunci 22 de ani. Vă mulțumesc foarte mult și vă invit în continuare la partea a doua a puștii, muzica. Ce poate fi mai frumos decât această încheiere a întâlnirii noastre și muzică nu oricum și nu orice, ci numai capodopere, cântate de capodoperi, dacă îmi permiți această invenție. Începem cu Mihaela Mitrofan.